Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Vă spune Viviana Paizan la o nouă întâlnire cu emisiunea Sportas și de această dată cu Iulian Sandu, colegul meu cu care realizez această emisiune. Cam fiecare luni și astăzi, 28 septembrie 2009, iată, suntem în ultima emisiune a lunii septembrie. S-a promis sărbătoarea recordului în această sâmbătă în Franța, un eveniment mult așteptat de cei care produc în fiecare an, atât din punct de vedere al viticulturii, legumiculturii și multor altor produse agricole. Cine a semănat bine, va și culege bine. Așa este și în sport. Întotdeauna când îți propui să faci ceva, un proiect foarte bine realizat, atunci când semeni, ai și șanse că atunci când va veni rândul să culegi, să obții o producție așa cum ți-ai propus. Suntem în vizită la unul din cluburile sportive, să spunem, tinere ale județului Vrancea, care s-a înființat de curând. Este un club sportiv de drept public, cum iată din ce în ce mai multe cluburi, conform legii educației fizice și sportului, se înființează în Vrancea. Un club care se află la un drum european, un club care se află foarte aproape de capitala județului nostru de Focșani, un club care se află aproape de malul Milcovului. Milcovul, cel care reprezintă un semn deosebit, nu numai din punct de vedere sportiv, ci și istoric pentru județul nostru, e vorba de Clubul Sportiv Național Golești. Și iată, suntem aici în biroul domnului primar Alexandru Zar, pe care îl salutăm pentru dumneavoastră. Domnule primar, mulțumim mult că ne-ați primit. Bine ați venit! O zi de lucru plină, ca de altfel toate zilele de lucru, dar și sportul se află pe agenda domnului primar. Domnul primar Alexandru Zar, o activitate de, iată, 5 mandate de acum și dânsul nu se va opri aici, în mod sigur. Asta nu pentru că nu poate, nu ar dori dânsul, poate că cetățenii se vor gândi că ceea ce s-a făcut până acum este foarte bun și de ce nu să poată continua și de acum înainte. Iar tot alături de noi se află și domnul viceprimar al Comunei Golești, domnul Vasile Păstăraru, pe care de asemenea îl salutăm. În ziua, domnul viceprimar. O echipă care a adus rezultate și acest lucru se vede pentru toți locuitorii județului Vrancea care în drum spre București sau vor să părăsească județul Vrancea spre Buzău, trec prin Comuna Golești și pe o parte și de alta a Uniunii Europeane se văd foarte multe lucruri deosebite. Eu nu propun să vorbesc foarte mult astăzi, îi voi lăsa pe invitații noștri, pentru că imaginile care vor veni după acest interviu, vis-a-vis de baza sportivă, stadionul care se află în acest moment pe locația lângă malul Milcovului, dar unde se va afla viitorul stadion, la anul pe vremea aceasta va fi un stadion nou, 90 de 500 de locuri, baza sportivă școlară a comunei, de la Școala Generală de Gen Comună și multe alte lucruri interesante vă vor convinge de ceea ce vom vorbi în această seară. Domnule primar, sunteți unul dintre cei mai vechi primari din județul Vrancea și așa cum și ziarul Sportul de Vrancea a făcut un top al primarilor edililor care sunt aproape de sport, sunteți într-o poziție foarte bună și acest lucru ați demonstrat-o. Care ar fi istoria, să spunem așa, sportivă a comunei, cel puțin de când sunteți dumneavoastră primar? Da, ce să vă spun? În primul rând, echipa locală a Comunei Golești, după câte știu eu, încă eram copil împreună cu domnul viceprimar și jucam fotbal la echipa de juniori. Vreau să vă spun că din perioada anilor 77-78 și până în prezent Comuna Golești a avut o echipă de fotbal care a reprezentat localitatea în divizia județ și mai aproape divizia D. Deci a fost o activitate sportivă pe raza Comunii Golești. Noi am avut echipa, prima echipă se numea Milcovu Golești, după care în perioada 91, după ce am devenit primarul Comunii Golești, am înființat aceste echipe care vreau să vă spun că au existat, Energia Golești, Milcovu Golești în perioada 95-96, după care Naționalul Golești, care noi funcționăm de aproximativ 2 ani de zile. Anul acesta s-a făcut și deci am preluat certificatul pentru că am înființat Fotbal Club Național Golești. O echipă și un lot
care are un lot de copii tineri, în primul rând băieți care au o pregătire în această activitate sportivă, deoarece ei au activat ca juniori și copii la câteva cluburi din municipiul Focșani. O parte din ei au crescut chiar aici. Absolut, la clubul Juventus, condus chiar în acea perioadă de dumneavoastră. Acești băieți au crescut, au revenit pe gazonul din Milcovu Golești, după o perioadă în care ei au jucat la clubul Juventus, la echipa de fotbal Juventus, prin divizia C, și așa mai departe. Deci, lor actuală, FC Club Național Golești activează în divizia D. În campionatul trecut, da, 2008-2009, echipa locală a câștigat seria a doua, absolut. Deci ne-am calificat și în play-off, am mers și în Cupa României. În acest campionat, deja început, după trei etape, considerăm că echipa are un suflu nou. S-a schimbat și antrenorul. Fostul antrenor, domnul Claudiu Manta, pentru care noi mulțumim pentru activitatea depusă. Nu a vrut să mai continue, da? În acest tur de campionat. Dumneavoastră, da? La propunerea Consiliului Local, cât și a conducerii primăriei, ați fost numit. Eu ca președinte. Ați fost de acord. Bine, da. Acum vom vedea și rezultatele, ceea ce se va întâmpla. Probabil că rezultatele vor vorbi de la sine și despre activitatea jucătorilor și a mea ca antrenor și a tuturor celor care susțin această echipă. Totuși, aș vrea să scoatem un pic în evidență și faptul că fotbalul, mișcarea sportivă a Comunei, a suferit un pic din cauza intemperiilor vremii. Poate mulți dintre telespectatori și aduc aminte de inundațiile care au avut loc și de faptul că printre alte multe alte comune și Comuna Golești a avut de suferit, chiar stadionul de fotbal fiind înghițit de apă atunci la vremea respectivă, a fost un moment de cumpănă. Mulți spuneau că iubitorii ai fotbalului și poate microbiști că la Golești nu se va mai face niciodată un stadion. Deci, cum s-a depășit acest... Da, deci în vara anului 2005 a existat acea inundație care terenul de fotbal a avut circa 2 metri înălțime de apă, da? A fost dezafectat 100%. În 2006-2007, în 2007, în toamna lui 2007, împreună cu Consiliul Local am hotărât ca acest teren să fie redat jocului de fotbal. A fost arat, însămânțat și la ora actuală terenul de fotbal consider că pentru divizia D este printre primele două terenuri din județul Vrancea. Bineînțeles cu aportul domnului viceprimar care a muncit din greu și pentru care îi mulțumesc. Suntem o echipă la ora actuală care activăm pe acest teren. Ce se întâmplă? Deci, în baza unei hotărâri a Guvernului și a unui proiect depus de către Consiliul Local, s-a aprobat în construirea unui nou stadion pe platoul. Trebuie să nu va afecta pe cel care este prezent. Nu. Va fi lângă. Deci pe platoul în imediata vecinătate a terenului. Noi am construit deja un zid, un dig, pentru ca să oprim apele în condițiile în care vor mai fi aceste inundații. Și acest teren vechi, când va fi cel l-am redat, va fi tot va rămâne ca o bază sportivă pentru celelalte sporturi care la nivel de comună noi suntem destul de mulțumiți cu activitatea profesorului de educație fizică din Comuna Golești. Avem o echipă de volei fete la școala generală care mai tot timpul reprezintă județul Vrancea în celelalte competiții județene și naționale. Avem, la ora actuală, un centru de copii pe raza Comunei Golești,
care este antrenor, da, antrenor care se ocupă de acești copii, este domnul Tudorache Costel. Și vreau să vă spun că oricum la nivelul comun, împreună cu Consiliul Local, chiar și în aceste perioade mai grele financiar, cu baza acestor probleme financiare, criza care deja ne-a învăluit pe toți, am găsit resurse ca echipa de fotbal a Comunii Golești să-și ducă mai departe activitatea, să funcționeze în cadrul campionatului județean. Avem la nivel de primărie un microbus care ne satisfac absolut și ne ajută pentru transportul acestei echipe și juniori și așa mai departe. Deci, la ora actuală, consider că Comuna Golești, pentru aceste meciuri de fotbal, cetățenii vin cu drag la... vin cu drag, fiindcă ne-am obișnuit cam să câștigăm meciurile din cadrul campionatului și consider că este necesar ca într-o localitate să poată să ca acești oameni să aibă plăcerea și timpul pentru a se, eu știu, găsească un timp liber pentru recreere. Avem aici un trofeu care este câștigat de curând, Memorialul Floringer al locului 3, ediția a doua. Domnule viceprimar, ar fi cam primul trofeu, să spunem, câștigat după Revoluție de către Comuna Golești din punct de vedere sportiv. Cum știu eu, a fost primit acest trofeu de către dumneavoastră, primărie, dar și de către colegii consilieri care, din câte am înțeles și nouă primară poate să confirme, dâns și domnii consilieri sunt chiar foarte aproape de acest fenomen. Deci la Memorialul Florin Jurea, care s-a disputat în perioada 2-3 săptămâni în urmă, au participat patru echipe. Câmpia Neamca, Urechești, Vulturul și Național Golești. Primul meci l-am disputat cu Urecheștiu, unde am câștigat cu 2-0, iar finala s-a jucat cu Câmpia Neamca, unde a avut o echipă formată de... De fapt, selecționată. Da, selecționată, da. Foști jucători de la Ducătrești, unde au format o echipă la Câmpia Neamca, cu gândul să rămână trofeu acolo. Dar ei ne-au făcut și niște feste în campionatul trecut. Și am zis ce am mai fost să câștigi. Și așa am câștigat trofeul și am plecat cu el. Am zis de acest trofeu pentru că el de fapt reprezintă efortul pe care spunea și domnul primar, l-au făcut jucătorii, dar în același timp și efortul pe care dumneavoastră, în mod special, l-ați făcut în ceea ce privește asigurarea condițiilor pentru actualul lot. Ce vă determină să, cam fiecare zi, aproape una din problemele pe care trebuie să le rezolvați, să fie una din problemele sportive ale comunei? De unde dragostea asta pentru sport și pentru fotbal? În primul rând, ca virgul de cetățean al Comunii Golești, da? Baza sportivă trebuie întreținută. În urma secetei care a fost în acest an, dacă nu se udă și dacă nu era întreținut, rămânea ceva de izberești. Efortul împreună cu domnul Tudorache, ne-am imobilizat, ne-am programat timpul, fie în noapte, fie de câte ori era nevoie în cursul zilei. Am schimbat aspersoarele ca să dăm viață acestui stadion. Și plăcerea. De unde această plăcere?